temporară de muncă, un accident este înregistrat ca accident de muncă mortal, pentru că celelalte două dosare sunt încă în lucru. Cele mai multe accidente s-au înregistrat în rândul muncitorilor necalificați din domeniul construcțiilor, dar avem și confecționeri, și manipulatorii marfă, și conducătorii auto, deci aria este destul de vastă. În perioada de referință, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă, au fost înregistrate un număr de 253 de petiții. Din acestea, 17 au fost clasate, iar 31 nu intrau în competența noastră și au fost redirecționate. O să vedeți o cifră care dă de gândit. Dintre problemele semnalate, este pentru prima dată când văd un număr atât de mare de sesizări în ceea ce privește neplata drepturilor salariale. Și discutăm de 114 sesizări în acest sens. Chiar și acum monitorizăm un angajator cu 70 de salariați care nu și-au primit drepturile salariale în ultimile 4 luni. Am reușit să îl determinăm să facă o plată parțială, dar și astăzi chiar am trimis control acolo să vedem care este situația, pentru că continuă să ne vină sesizări în acest sens. Construcții de mașini. Da. De asemenea, un număr foarte mare de neplată concediu de odihnă neefectuat, dar pe mine nu mă surprinde neplata, ci faptul că nu se acordă concediu de odihnă. Se caută tot felul de subterfugii să nu se acorde repausul săptămânal. De asemenea, se caută tot felul de subterfugii să nu se plătească orele suplimentare. Și atunci ne mirăm că se întâmplă tot felul de tragedii. Și am avut în perioada august, început de septembrie, și aici mă refer la cele două cazuri, Crevedia, Autostrada 7, unde, da, indiferent de documentație, indiferent de avize, totul se reduce până la urmă la resursa umană, care dacă nu este remunerată corespunzător, dacă nu este odihnită, pentru că pentru asta legiuitorul a dat acel concediu de odihnă, de asta legiuitorul a dat repaus săptămânal două zile consecutive. Un om supra-solicitat și fizic și psihic, este clar că nu mai dă randament, pot apărea erori umane, neglijență și se pot întâmpla cu adevărate drame și de familie și colective.